Celalalt noastre în bucătărie, la noi a venit Nadejda Epergesi. Bună dimineața! Se spune Nadia, este româncă și este specialist în nutriție. Bună dimineața! Nadia, ce ne-a adus astăzi? Bun. Astăzi, vedeta noastră sunt semințele de chia. Acest super aliment, bogat în fibre, acizi grași, omega-3 și omega-6, plin de nutrienți, vitamine și minerale. Auzi o întrebare. Da. Ilona mea, la altă seară, făcea această chia la frigider. Mhm. Ce are atâta e bună în ea încât tineretul în ziua de astăzi o preferă? Adică fetele ca Elona, care are 12 ani de zile, jură numai pe chia, prin chia sau cum vrei tu. De ceva timp este la modă. Cred că apar foarte multe fotografii și multe rețete pe social media și probabil e atrăgătoare. Ea, sămânța în sine nu este foarte atrăgătoare când o vedem. E o pungă de semințe, arată ca macu, așa să zic. Exact, da. Însă atunci când o hidratăm și folosim iaurturi, băuturi vegetale sau lapte, se face așa frumos și este foarte versatil, o putem folosi. Asta e mai moale, adică a lui Ilona o face un pic mai spre budincă, a ta e o budincă un pic mai lichidă. E important și asta sau lucrul ăsta să fie mai tare sau mai moale așa un pic? Nu neapărat, fiecare cum preferă să consume, ci cum preferă să fie consistența. Eu prefer să fie mai moale. Eu sunt curios de o chestie acum. Poți să-mi spui care este procesul de a ajunge de la semințe dintr-o pungă la ăsta? Adică mai exact să înțeleagă și cei de acasă. Ce vrei să zici, fiartă sau nefiartă? Fiartă, nefiartă, exact care sau este procesul. Sau cum se face? Nu este curios. Cazul să fierbem. Semințele de chia sunt solubile în apă, ele se hidratează până la de 10 ori. Și atunci este bine minim 4 ore să le lăsăm într-un lichid. Lichidul preferat, cum spuneam, fie lapte, fie băutură vegetală, poate sucuri, iaurt. Poți să pui să se facă și într-un fresh, de exemplu? Sigur că da, în smoothie-uri. Mai mult decât atât, putem să folosim semințele de chia inclusiv în preparate, în aluaturi. Mie îmi place cum arată. Ce gust are ea așa, dacă n-am... Iar e ca și perle de tapioca? Exact, neutru. Deci e neutră. Neutru. Deci o putem folosi și în sărat. Putem folosi... Un vinegret, dacă o punem într-un vinegret și aroma din... ce idee faină! Poate fi un înlocuitor bun aloului, de exemplu. Râșnim semințele de chia cu lichid și putem înlocui oul în preparate. Sau, preferata mea, rețeta mea sărată preferată, sunt icrele false din semințe de chia. Putem face icre. Pentru vegani e ideal. Adică icre. Cum faci să aduci gustul de icre de pește? Sau? Ceapă, lămâie, amestecăm, anșoa sau nu știu ce pește poți să mai pui acolo, depinde, probabil. Depinde. Dacă ținem post, eu, de exemplu, în perioada postului, obișnuiesc să-mi fac această rețetă de deci icre Deci nu se mâncă numai dulce, pentru că toată lumea asociază cu budincă, deci spre dulce și fără sărat. Deci putem să o folosim și la sărat. Păi cum spuneai, având un gustul neutru, e versatilă și putem să folosim și chiar și în aluaturi sărate, de exemplu niște brioșe sărate, niște clătite sărate. Dar în brioșe când lucrezi, dacă o lucrezi după ce e crescută, o bagi la cuptor? Da, sigur. Sau pui un fel de topping pe deasupra? Nu, se pune direct în cuptor împreună cu celelalte alimente. Și după o servești cum vrei tu, în funcție de preferințe. Dar sunt curios care este combinația perfectă de astăzi pe care noi o vom face pentru a avea un mic dejun sănătos. E gata făcută, Vania, tu nu vezi gata făcută? Știu că e gata făcută, dar aici mai avem este mai baza. Și alte ingrediente. Asta și este baza, da, exact. Cum le combinăm? Hai să facem împreună astăzi. Avem aici doar lapte. Okay. Am folosit... Okay. Lapte, poți să spui ce fel de lapte? Vrei tu să-mi faci onoarea? Am folosit lapte de vacă, 1,5 grăsime am folosit eu. Puteți să folosiți și de migdale sau sigur că da. Alte orice, lapte? Orice lichid, cum spuneam, băutură vegetală, iaurturi, chiar și fresh-uri, cum spunea și Nicolai. Punem baza, apoi dacă dorim să fie acest preparat, putem consuma și la mic dejun, fie ca gustare. Putem folosi și puțin iaurt, care vine cu o încărcătură mai mare de proteine, deși și semințele de chia conțin proteine. Nu am îndulcit această bază, așa că o vom face astăzi. Mă joc, îmi zic, așa, foarte bine.
Deci arată foarte, foarte bine și sunt sigur că este și foarte, foarte gustoasă. Auzi, într-o felină de tort ar merge? Adică mi se pare că are textura foarte faină, colorată și că când pui blatul pe care îi siropez, în loc de cremă sau să pui și cremă, îmi place cum arată. Mi-ar place să văd și într-o felie de tort. E nu interesant. Nu m-am gândit niciodată, dar ce idee bună, exact. Chiar este o idee foarte bună. Super, îți mulțumim mult de tot, Nadia. Deja pofticioșii au venit la noi aici în bucătărie să guste și ei.